Noroc, da, unul dintre cei mai mari descoperitori de talente ocupă scaunul de jurat la România au talent încă de la primul sejun. Și la câți oameni talentați a văzut, la câte X-uri a dat și pe câte golden buzzer-uri a apăsat, am putea spune că este nu tatăl, ci bunicul sau nașul show-ului. Un bunic metaforic, desigur, că doar nu e chiar atât de bătrân. Cu câteva ore înainte de debutul din seara aceasta a noului sezon România au talent, Andy Moisescu e aici să ne dezvăluie și câteva dintre talentele lui ascunse. Andy Moisescu! Ia mă că te iau eu și pe tine acum. Bunica? Ce am făcut? Bunica? Naș, am zis naș. Stai puțin că m-a luat bunic, cu bunic, bă, frate. Păi eu vreau Andy să știu un singur lucru. În primul rând, scuze că am dat buzna așa. Mă uit la toate camerele în același timp, da, bănuiesc, acum așa se poartă. Aș vrea în primul rând să salut telespectatorii, să le urez să aibă în continuare o zi minunată. Aș vrea să știu cine din echipa emisiunii a spus că eu voi veni astăzi să dezvălui un talent ascuns. Nimeni! Să încing eu, să încing eu chitărușa asta mică pe el. Andrei Dobrogea. El a zis? Da? El a zis. Băi, Cătă, că te văd acolo. Salutare în primul rând. Mă bucur că ești bine sănătos. Și noi la fel sperăm. Desigur, ne referim la sănătatea fizică, pentru că la aia superioară, mă rog, lucrurile sunt discutabile. Mai lucrăm. Ce vreau să zic? Voi credeți că eu am un sac cu talente de-astea ascunse? Eu sunt sigur, da, eu știu. Am ajuns de vă spun sincer, nu mai dorm noaptea, în fiecare noapte mă gândesc, Doamne, ce talent ascuns să mai descoper, pentru că trebuie să fiu pregătit când apare un interviu, o invitație la emisiune, pentru că întotdeauna e poveste, e vorba despre aceste talente ascunse. Vreau să fie foarte limpede. Eu descoper talente. Că dacă eu aveam talent ascuns, mergeam la România au talent, participam în emisiune, câștigam premiul cel mare, 120.000 de euro, și dormeam noaptea cu lumina aprinsă, frate, ca miliardarii, ca să știți. Eu cred că ai șanse. Da, n-ai participat, dar eu sunt sigur că tu ești foarte talentat, te descurci bine la cântat, te descurci bine la cu placa, la sporturi extreme. Ai multe talente, dar mai bine, uite, povestește cu Jorge acolo și pentru cei de acasă. Jorge, hai, nu ține pe om în picioare, dă-i un pahar de șampanie de-a noastră și poate să-l tragem de limbă. Uite, vreau să te invit aici frumos pe canapea. Andy, bă, tu ai zis-o pasta cu talentele? Nu. Dar eu știu că ești talentat. Te rog, ia un loc acolo. Da, mă. Nu, fii atent. Eu știu că ești talentat, Andy. Adică nu e... Hai, mă, sunteți voi drăguți acum. Dar vă zic încă o dată, dacă eram pe unde vrei să stau? Pe unde vrei? Tu uite, stai aici. Pe canapea ai și paharul de șampanie aici aproape. Aoleu. Eu conduc, sunt cu mașina. Și eu sunt cu mașina. Dacă n-ai nimic împotrivă, o să dau cu ceas. E pentru copii, stai liniștit. Șampania, da? E ceai cu lămâie, da. Ia gustă-mă, Andy, șampanie. Ceai, mă, Andy, ceai. Cătăline, dar noi așa ne servim invitații în pahare de șampanie cu ceai, la mulți ani. Nu ceai știu, cu lămâie, nu sunt convins. Mai bine las că beau eu, că ăsta l-am verificat înainte, e ceai. N-am pus nimic, să știi. Deci, zine, vrei să vă spun care e talentul meu ascuns? Ăla cel mai ascuns. Pe care le-am, deja le știe toată lumea, că nu mai e niciun secret. Mă rog, pe care cred eu că le-am, dar nu e, în fine. Talentul meu ascuns este că astăzi eu o să-i arăt lui Jorge că el va învăța să cânte la ukulele în direct. Foarte rapid. Dar nu, eu nu știu să cânt la chitară sau la ukulele. Da, nu contează, tu crezi că eu știu să cânt la chitară. Eu am intrat de Crăciun, am terminat treaba de Crăciun pe la, în ajunul Crăciunului, pe la ora 12 la prânz. Și am profitat de ocazie și am fugit la un magazin de instrumente muzicale al unor prieteni, cu gândul să mă răsfăț și eu vreo oră, două. Și după ce am testat chitări, chitară, bas și așa mai departe, toate astea, am dat de năzdrăvănia asta. N-am cântat niciodată în viața mea la el. Dar la raionul de chitări acolo era angajat un băiat care terminase conservatorul, secția de chitară clasică. Și mi-a zis să te tentează ideea și am zis, bă, sunt curios să văd și eu cum sună, că n-am cântat niciodată. Zice, stai să o acordez. Da, acordat-o, asta întâmplător e acordată. Și zice, hai să-ți arăt cel mai dificil acord. Și mi l-a arătat pe ăsta. Nu știu dacă se aude. E bine, bine. Două majore. Practic de aici poți să cânti orice cătă. Fii atent că și tu o să înveți. Îți trimit o ukulele de asta acasă și o să înveți să cânti până când te întorci în emisiune, să înveți. Păi până luni doar asta poate să facă, să mai cânte la ukulele. Tată, și după ce ți-l arată pe ăsta, îți dai seama că mai e puțin, că ți-l mai arată și pe ăsta. Ți-l mai arată și pe ăsta. Și îți dai seama că poți să cânti un cântec. Ca de exemplu. În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune, vreau să stau și eu aici. Stau și eu aici. Mamă. Și tu asta ai învățat atunci? E bun, mă, e bun. Pe loc, în magazin. Pe și acum o să înveți tu, fii atent. Nu, te rog. O să adică vedeți cum mă învață în 2 minute. Eu m-am mai făcut de râs la televizor, adică hai, nu tata, e problemă deci, pentru mine. Ia. Coarda de jos, fretul 3. Asta de aici? La un singur deget. Asta e do major, ai zis, da? Nu contează, că nu trebuie să le înveți pe afară. Important e sunerile. Al doilea, zi.
pac, pac și pac. Ăsta, ăsta da. Și ăsta. Ia. Al doilea acord deja mi se, știe. Mi se îmbărligă, mamă, deci mi se îmbărligă deci ăsta. Hai încă o dată cu do major. Încă o dată pe ăsta. Așa. Și acum fii atent. Maximul de complexitate. Maxim. Astea două. Asta și asta? Da. Așa. Cum mă să le iau? Așa. Aha, aici era la pu-pu-pu. Ia, aha, hai, ok. Asta deci. E două. Tap. Și acum? Pac. Doar am pus pe la mai sus și le-a dat și pe la două. Înapoi. Și ala, cum ai zis? Asta așa. Da. Înapoi. Al doilea. Eu vă zic că învață să... Mergi și la nuntă cu el, fiți atenți până la sfârșitul emisiunii. Vă zic. Ce zi azi? Azi e vineri, mă, nu e. Azi e vineri, da, de 14 februarie, că tot se gândea Jorge ce să facă. Poți să-l învețe Andy, să învețe o serenadă, ceva pentru frumoasa lui soție. A, eu vreau ceva, o frumoasa lui soție mi-a fost colegă de grupă în facultate, by the way, ca să știți că lumea e mică. Și are și niște talente ascunse la matematică. Știe, și din Most Cosmopolitan City of Romania, a.k.a. Mangalia. Am și copilărit împreună, deci... Să avem pardon. Tu știi foarte bine pe soția lui Jorge. Stai o secundă. Da? Stai o secundă. Să aflăm niște lucruri. Spune-ne și nouă ceva despre ea, ca să o surprindem când vine data viitoare. Nu știu, recita poezii. Îi plăcea să deseneze. Zici tu? Să... Păi în facultate. Da. În facultate era, o puneai la rană, tată. Deci era... Tu îți dai seama, fată deșteaptă, frumoasă, studentă la facultatea de matematică de gașcă, unde mai găsești așa ceva? Deci ăsta e un norocos, voi habar n-aveți ce a luat Jorge. Eu m-am prins așa de la an la an, tot mă prind în continuu. Da. Cătăline, câți ani de căsătorie aveți? 8 și jumătate, aproape 9. Vezi că sunt foarte pregătit, Cătălin, pe partea asta. Când e stai că îl bag eu în corzi acum. Când e aniversarea voastră? Pe 3 august. Pe 3 august? Și ce ai luat ultima oară cadou de aniversare? Și 18 august, cea de la Coronia Religios. Aute, bă, că le ține minte pe toate. Bravo, mă! Da. Cătă, la tine? E bun. Te mai întreb, că la tine... La mine e în regulă, Andy. E pe internet, scrie pe net. E în regulă. Cred că scrie și în Wikipedia. Foarte bun răspuns. Scrie și în Wikipedia la Cătălin, tot. Zine de o lăutărească, da. Ceva faci pe, și pe ukelele? Auzi, mă, fii atent, vrei să-l băgăm puțin în curs pe Jorge? Dacă tot sunt aici. Reprezintă o minoritate de culturală? Acum... Totală, machidonii, nu știi că ești sunt machidoni? Păi e da. Machidon, mă? Păi este, da, 100%, da. Cu acte de regulă. Papa Gheorghe mă cheamă, cum vrei? Machidon sunt toată ziua. Deci, cum se zice... Sus caplu! Sus caplu! Așa se zice. Ia să vedem dacă la știe... La sensul gibelator, mi-i docu. Mamă, stai că e docu, trandafir, hai de la început, ia. Stai. Stai mă să-mi iau o dea, un trandafir crește la fida mea. Ți-și-am placă frânzele lișor, lungă-mi pari calea până la vruta mea. Ți-și pari că-mi va-mi mordi dor, lungă-mi pari calea până la vruta mea. Și-ți pari că va-mi mordi dor. Bine, măruță! Bravo! Băi, băiete, dacă eu vă zic că sâmbătă avem nuntă și voi da. Nu știați. Andy, Jorge, aveți un da, mergeți mai departe. Hai încă o piesă, că e păcat să vă opriți. Așteptam să apeși și tu, Golden Bazu, să ne cadă de sus. Auzi, niște tu, fii atent niște... acum. Că... Golden Bazu, ai gata. Ai dat apăsat pe muștar, ce ai făcut? Dacă vrei să cântăm by request, trebuie să pregătești, tată, ceva, că așa e la nuntă, Cătăline. Nu e, e mierea de aur, nu muștarul de aur. De aici se părea că e muștar. Da? Deci seara asta, ca să fie limpede, nu face nimeni nicio petrecere, nimică de la 8:30. E emisiunea, tată. Suntem numai ochi și urechi. Da? Absolut. Fiți atenți că eu am văzut emisia ieri pe Voio. Serios? Mamă, deci... Și? Hai, să vă și eu pe Voio, domne, dis, acum, când ajung acasă. Păi eu da. Să văd prim. Chiar puteți așa. Să vedeți, dacă vreți, vedeți înainte. Aveam pe telefon, mă uit pe da, Voio. Da, e bine, e foarte mișto. Și e tare maximă. De tot? Da, adică de distracție. Mă, ce e tare, zic eu, dacă e de distracție. E frumoasă, mă, primul rând e frumoasă. Da. Să știi că și eu m-am uitat pe Voio și pot să spun că în seara asta se dă un Golden Buzz, dar nu spun mai multe. E adevărat? Nu știu, mă, nu vreau să dezvălui nimic. Acum nu vreau să cine n-a apucat să uite, să uite la televizor și să bucure până la sfârșitul serii, că nu vreau să dau exact, din casă. Exact, asta zic și eu. Dar e frumos, într-adevăr, e foarte frumos. Auzi, Cătălin, eu zic să-l băgăm da. Și noi în corz pe Andy acum. Dacă tot îmi place cum gândești ce în astea patru de aici? Noi avem mai multe.
Practic, să știi că pe asta poți să cânti orice cântec și de fapt asta vreau să le și zic oamenilor, să nu cumva să-și răpească această plăcere, că ei habar n-au că în fiecare dintre noi se ascunde un viitor cântăreț de succes la ukulele. Pe cuvântul meu, dacă nu poate învăța oricine din platoul ăsta, deci dacă îmi pun ambiția, până plec eu de aici, că am o întâlnire la ora 4, din păcate, deci trebuie să rup ușa la 3:45, dar până plec atunci, fiecare măcar un cântec. Da, să știi că e super simplu, adică, dar până învățăm noi toți, uite, eu am pregătit cu Ciucă, Ciucă de fapt a pregătit un test pentru tine, pentru că știm cu toții că ești un super DJ. Ai o cultură muzicală vastă. Și cultură muzicală vastă. Te băgăm în corzandii. Stai puțin. Cred că ești... Din ce? De la noi din țară? Nu, sau? De peste tot. Peste tot. Dar acum să vedem, nu, că tu ești polivalent. Internațional. Trebuie să te surprindem cumva, nu poți să vii așa. Hai să vedem, curios. Câteva acorduri. Ciucă, dă-i drumul la treabă. Ia. DJ Ciucă. Hai, Andy, zi! Asta e de la școala ajutătoare de muzică, melodia asta. Tam, 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 tam. Un DJ ceva de la din anii 90. The Rhythm of the Night. This is the Rhythm of the Night. Cum o cheamă, mă? Că am fost și la, am avut-o și la concert, mă. E o gagică din America. Stai. Avem 1-0. Da. Aveți 1-0? Da. Zici și cine cântă Ciucă, zi la om. Corona. Corona, mă, exact. Da. Vorba aia că e în temă, adică... În vremea asta, toată lumea știe piesa asta. Hai să vedem. Știți că femeia a avut un concert în România și eu l-am prezentat prin anii 90 pe la sala polivalentă? Bine că n-a avut acum. Andy, și cum ai prezentat-o? Cum am prezentat-o? Nu mai pot cătă să zic cum vă ziceam atunci. Nu mai. E dificil dată exemplu. Nu știu. Hai să vedem următoarea. Bun. Ta-ra-ra-ra. Mai lasă un pic, mă, Ciucă. Hai, încă o dată. Umbesc o știe la ochelele. Ia, stai puțin, stai puțin. Din astea, din categoria plăceri vinovate și pe care îndrăznesc să le pui la petrecere doar de pe la 3-4 dimineața încolo, știi? Hai că avem și altceva. Exact. La petrecere la care zici că cine cântă? Cine cântă asta? Cred că Modern Talking, să nu zic o prostie. Da, 1-1-1. Exact. Fii atent, avem una. Dar te lași mai lung. Mamă. Da, Liviu Bârciu. Da, da. LA, da? Da. Și melodia se cheamă... Era așa. Da, la... Stai puțin. Ia, merge la asta, la ukulele. Da, nu. Bă, cum a nimerit-o și pe asta, mă, frate, băi! Ia uite, mă! Nu știu, în fine. Și mai avem. Bine, Andy! 2-1 ai! 2-1, tată! Fii atent, stai aici! Hai, 2-1, tare! Jucăm 3 din 5 ca la Grand Slam? Da, la 2-1, dacă jucăm ca la turneu normal, am câștigat. Păi e 2-1 pentru tine, da, păi dar nu, jucăm păi pe 3-1 nostru până la 5. Ok, deci vrei 3 din 5 ca la Grand Slam, ok. Maria Tănase. Da? Băi, băiatule. Sigur, da, dacă nu, dar stai să mi-aduc aminte ce, de unde e returnel asta. Mai lasă, Ciucă, mai lasă un pic să meargă. Păi nu, mă, dar să-mi dea puțin și cu glas. Versurile spun deja numele piesei. Da? Dă mai de la... Dacă începe cu titlul piesei, dă mai încolo. Începe direct cu titlul direct piesei. Direct cu titlul piesei? Da. Stai să vedem mai de pe aici. Doi egal. O dau. Hai la ghici. Așa și am o steamcă? Nu. Mărie și Mărioară. Mărie și Mărioară. Mărie și Mărioară, da. Nu mai știam, adică din ritornelă nu sunt... Oricum, voi știți bine că eu am un partener de distracție în persoana lui Bogdan Simion. Deci eu am Wikipedia cu mine la emisiune. De-aia nici nu e nevoie să le mai magazinez. Este genial. Da, genial. El îți dai seama că visează ritornerele astea. Cred că și mănâncă, dacă mă întrebați pe mine ritornele. Eu cred că el nu mănâncă mâncare. Ritornele. Nu, băi, nu mănâncă ritornele. Hai să vedem următoarea. Baga, deci cât? 2-2? Asta a fost așa. Un pic jumate, 2 și 1 jumate. Așa și, exact. Nu, nedecise, rejoacă punctul. Exact, jucăm, rejucăm. Dă-i. Trei studenți. Așa. 3 sud-est. Bine, Andy. Ce amintirile ne. Bravo. Ce urechi ar. Ia, hai să zic și la ukulele. Cât am bine. Suferit. Hai, Laurențiu Duță, hai. Hai să vedem. Câte puțin acolo, Andy, ia. Păi tot din mine. La ukulele trebuie să te duci puțin pe ea, că să nu te chinui. Tu n-ai știut. Bine, băieții!
luat și acordul 4. Asta a fost un mai acord. Mai au și florituri. Mai. Hai, următoarea? Da. Stai. Că știam pe asta, firar să fie. Cătălin o știe pe de rost. Cătăline, ce crezi, mă, va învinge sau nu va învinge? Întotdeauna învinge, frate. Bine. El... Băi, deci el, dragostea rămâne piesa, iar Andy a zis dragostea va învinge, deci va învinge sau nu va învinge. Frumos punct, bravo, deci, Andy. Vreau să vă zic că dacă, cum credeți că aș fi putut să trec așa pe lângă asta sau să o greșesc? Păi, uculeaua asta, că nu știu cum se zice la singular, nu-mi zbura mie aici din stânga juriului direct la următoarea, la primul la live. Capac, nu direct, mă, nu mă simțeam direct cu el. Deci venea precum când dă Simona, când le dă palea ca lumea, știi? Bam, direct. Mai avem una. Da. Fii atent. E simplu asta. Tarararam, pa, pa. Param, tarararam, pa. Tarararam, tam, tam. Și vine acum. Chihuahua! Nu e aia. Nu e Chihuahua. Aproape. Tequila aia. Tequila, mă, da. Tequila, mă, tequila. Am mare, nu sunt... Da, țin post acum, eu de-aia am zis Chihuahua. Sunt cu mașina, nu pot să beau tequila azi. Mamă. Ia. Da, Andy, populară, ceva dacă tot ești acolo, ai câștigat aici la jocul nostru, cântă-ne o lăutărească un pic la oculelele, toată lumea știe că... Păi stai, mă, dar tranzacție, vi s-a părut că e muzică clasică, preclasică? Te rugăm, da, spun că ceva, dacă păi se poate la cererea publicului. Asta e pentru Cătălin. Păi mă dusei să trec la o. Ia uzi, Cătăline, păi mă dusei. Mă dusei să trec la ori. Și cu a mea, și cu a mea, și cu a mea mândră cu dor. Da, la, 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 la. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Și cu a mea, și cu a mea, și cu a mea mândră cu dor. Da, la, 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 la. Bravo! Bravo, bine. Aplauze pentru Andy. Mergem tata, și se știe că unde o fi mai mititel, Oltu, trece cătă, mă, că-i voinicel. Și Andy trece în ultima perioadă pe la Olca, el se duce spre straja acolo, spre la schi, spre stațiune. Deci pontez pe lângă casa ta, Cătăline, să știi, de fiecare dată mă duc, nu ți-a, că i-am zis lui maică-ta să țină secret, să nu spună. Mă duc, mă interesez, e tot ok, verific ciorbele și după aia, mă, tot timpul fac un pit stop la Târgu Jiu, la Cătălin și după aia, mă, intru pe vale. Intru pe vale, că știi cum se zice că nu poți să intri pe Valea Jiului cu... Pe burta goală, pe burta cum ar veni. Da. Că nu știi, că acolo oamenii sunt foarte prietenoși și cum te văd, cum imediat te invită înăuntru și ți oferă ceva de băut. Deci trebuie să creezi un fel de, cum se cheamă asta, mă, la blocuri? Ședință comitet. Ei, ședință comitet, repede, bă, să vede că n-ați ridicat un bloc în viața voastră, că nici eu n-am ridicat. Fundație, mă, bineînțeles. Hai. Trebuie să pui o fundație. Păi da, nu, n-am auzit bine din cauza frecvenței, Andy, dar eram imediat. Un ONG. Trebuie să pui imediat un ONG, o fundație. N-am ridicat niciun bloc până acum. Da, mulțumim foarte mult, Andy, diseară începe România Fiți Talent. Atenți. Să n-avem discuții. Episod, da. Vă uitați cu atenție că eu mă întorc și la următoarea emisiune și vă pun întrebări din România Talent. Deci, așa cum mi-ați dat mie teste, vă dau eu teste. Ei, să vă pune necuratul să greșiți. Fiți atenți că sunt cu ochii și urechile pe voi, atât vă zic. Da, diseară asta, de la 20:30. Diseară asta, 20:30, România Talent, Cătăline! Noroc, tată! Noroc și Doamne ajută, cel mai tare show începe de la 20:30. România au talent, toată lumea pe ProTV. Jorge, ai cântat de nota 10, păstrează oculeaua aia, că poate mai cântăm acum ceva, că ar fi păcat. Nu e problemă, îl convinc eu pe Andy să-l lasă aici. E signicer. Ne scuzați. Perfect, revenind după publicitate, rămâneți cu noi, oameni buni, întoarcem imediat cu Jorge, care primește invitația aici la emisiune, și cu Andy, un băiat de nota 10, care merge să se pregătească pentru România au talent. Merge în etapa următoare. 30 de minute, ca să vadă din fața televizorului.